Doamna președinte, eu am rugat un minut pentru atenția dumneavoastră, nu o să vă răpesc foarte mult timp. Vreau să vă anunț că am decis să demisionez din înalta funcție pe care o dețin în cadrul Consiliului de Integritate și pe această cale vreau să vă mulțumesc tuturor pentru conlucrarea care am avut-o în această perioadă. Voi informa, voi face toate procedurile necesare pentru asta zilele următoare, voi informa Consiliul, voi informa Guvernul pe calea prevăzută de lege și sigur că în măsura posibilității voi continua să asist la ședințele Consiliului până Guvernul își va desemna un alt reprezentant în Consiliu, așa cum prevede articolul 12 din lege. Acum e o ocazie bună, vom avea un guvern nou, va putea să-și desemneze un reprezentant nou în Consiliul de Integritate, poate va veni cu un suflu nou și va alături de dumneavoastră va mișca lucrurile înainte. Eu vă mulțumesc mult pentru colaborare. Da, și noi vă mulțumim. Cred că eu nu m-am așteptat la așa o întorsătură, chiar la început de an și la prima ședință, domnul Efrim, mi-a surprins. Nu am vrut să vă surprind. De mai mult timp mă gândeam să fac acest lucru, dar am zis să închei anul și urmează să mă concentrez pe afacerile mele private. Asta este explicația, ca să nu credeți că există vreun alt subtext. Dar am zis că nici nu trebuie să o întind mult în interiorul anului. Da, vă mulțumim, vă dorim succes mai departe. Cred că, da.